o să vă arăt cum să măriți adâncimea paspartu urilor teșite. Acestea, de exemplu, sunt doi paspartu teșite cu adâncimea mărită. Acesta este paspartutul pentru care dorim să mărim adâncimea. În primul rând, trebuie să obțineți fâșii de polistiren expandat, cum ar fi laminil furnizat de Rinaldin se poate folosi laminil cu grosimea de 3 mm sau cea de 5 mm. În loc de laminil, puteți utiliza și cartonul obișnuit pentru paspartu. Resturile rămase sunt perfecte pentru această utilizare. Dacă grosimea nu este suficient de mare, puteți lipi două cartoane folosind bandă dublu adezivă, astfel. Încep prin a aplica bandă autoadezivă pe marginea fâșiei. Veți observa că am aplicat banda dublu adezivă doar pe o mică parte a fâșiei, deoarece la un moment dat va trebui să o îndepărtez. Apoi aplic fâșia pe paspartu. Partea din spate a paspartutului arată acum astfel. Acum, fac aceeași operațiune pe al doilea latură a paspartutului. La fel ca prima dată, aplic banda pe marginea fâșiei. Apoi tai extremitatea la un unghi de 45 de grade, astfel încât, în colț, să se potrivească perfect cu prima fâșie. Aplic fâșia pe paspartu. Acum, partea din spate a paspartuului arată astfel. Veți observa că tăietura de la extremitatea fâșiei trebuie să fie ușor înclinată în comparație cu fâșia adiacentă. Aplic acum a treia fâșie folosind aceeași procedură ca în cazul celei precedente. Să vedem acum cum arată partea din spate a paspartutului. In acest moment, pentru a aplica a patra fâșie, trebuie să îndepărtez temporar prima fâșie pe care am aplicat-o. Acum aplic din nou banda pe fâșie, Partea din spate arată acum așa. Iau din nou în mână prima fâșie pe care am îndepărtat-o temporar de pe paspartu și fac o tăietură la extremitate. Aplic în cele din urmă fâșia pe paspartu. Acum trebuie să tăiați excesul fâșilor care ies din paspartu. La finalul lucrării, paspartuul ul arată astfel ar fi bine ca lățimea fâșilor să fie aproximativ egală cu lățimea paspartutului. Dacă fâșiile ar fi mai mici decât paspartutul, ar fi câteva dificultăți în fixarea paspartutului în ramă cu cuișoare. Vă voi arăta o altă modalitate de aplicare a fâșilor pe paspartu. Încep să pregătesc toate cele patru benzi. Apoi, tai o extremitate a benzii la un unghi de 45 de grade folosind o riglă. De fapt, veți observa că unghiul este puțin diferit de 45 de grade. Acest lucru este pentru a face ca unghiurile să se potrivească mai bine. Fac un semn cu creionul în locul în care trebuie tăiată cealaltă extremitate. După tăiere, verific dacă este bine. Și apoi aplic banda pe paspartu. Repet aceeași operațiune cu celelalte laturi. acesta este rezultatul final. Pentru acest tip de lucru, Rinaldin furnizează aceste benzi autoadezive. Veți găsi benzile decorative în catalogul Rinaldin și pe site-ul www.rinaldin.ro.